Salariile profesorilor vor fi majorate în două tranșe, a anunțat ministrul Muncii Dragoș Pâzlaru. Primele creșteri salariale vor intra în vigoare de la 1 august, urmând ca a doua tranșă de creșteri să vină la sfârșitul anului 2017. Noua grilă de salarizare care va intra în vigoare de la 1 august are scopul de a corecta disfuncționalitățile salariale. Concret, grila prevede că nu vor mai exista diferențe salariale între angajații care ocupă aceeași funcție și au aceeași vechime în muncă. Ce se întâmplă de la 1 august 2016, ca să fie clar pentru toată lumea? Intră în vigoare toate corecțiile disfuncționalităților în ceea ce înseamnă încadrarea în aceeași unitate, la aceeași funcție, aceeași vechime. Noua grilă de salarizare a angajaților din educație a fost definită în aceeași manieră cu cea din sănătate. Profesorii vor beneficia de primele creșteri în luna august, iar restul abia la sfârșitul anului 2017. Am definit grila integrală într-un mod similar cu cea de pe sănătate, dar am spus că ea intră 50% din aceste creșteri intră de la 1 august 2016, deci la un loc cu celelalte, dar majorarea ei la nivelul întreg pe care îl regăsim în grilă intră pe decembrie 2017. De la 1 august va intra în vigoare și grila de salarizare din domeniul sănătății, a mai precizat ministrul Muncii într-o conferință susținută la Palatul Victoria. Grila pe sănătate, care presupune în ansamblul său, în ansamblul întregi gril, pe masă salarială undeva spre 15% referitor la bugetul aferent în acest moment, intră în vigoare începând cu 1 august 2016, urmând ca sectorul de sănătate să mai beneficieze de acel bonus de performanță de 2% de la 1 ianuarie 2017. Ministrul a adăugat că de la 1 ianuarie 2018 este luat în calcul și un bonus de performanță pentru angajații din educație, similar cu cel din domeniul sănătății. Ordonanța privind salarizările va fi prezentată în ședința de guvern de miercuri.